Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bine v-am găsit la ora de politică. Nu mă așteptam, vă spun drept, să fie atât de interesantă toamna / iarna aceasta politică. Văzusem, la un moment dat, un trend destul de ascendent a celor de la PSD, flancat, bineînțeles, de niște măsuri, hai să-i spunem mai mult sau mai puțin liberale, ale guvernului Ponta, care duceau PSD-ul într-o zonă destul de luminoasă. Nu neapărat PSD-ul, cât toate partidele care formează în momentul de față coaliția de guvernământ. Nu mă așteptam, cum v-am spus, să se întâmple ce s-a întâmplat săptămâna trecută și să avem cazul acelui polițist care a decedat într-o misiune și să înceapă întreagă tevatură pe scena politică românească și toată lumea să se întrebe la ora actuală dacă vicepremierul UNPR Gabriel Oprea va demisiona sau nu, dacă este vinovat sau nu. De câteva zile se întreagă joacă, cu ghilimele de rigoare, pe presa națională, în special în mediul online și mediul TV, referitor dacă pleacă sau dacă nu pleacă Gabriel Oprea. Până una alta, acesta a ieșit cu un comunicat, cu o părere, o poziție în cursul zilei de ieri, în care a încercat să lămurească ce consideră domnia sa că trebuie de lămurit, dar lucrurile nu sunt deloc departe de a fi încheiate aici. În această seară, la ora de politică, am invitat-o pe președinta executivă a Organizației Județene Suceava a UNPR, doamna Cătălina Elena Vartic. Bună seara, doamnă! Bună seara, bine v-am găsit! Și avem o surpriză. În această seară este și secretarul general al acestei organizații județene a UNPR. Este vorba despre domnul Viorel Mihăescu. Domnul Mihăescu, bună seara! Bine ați revenit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor, mulțumesc! Trebuie să spunem la bun început că domnul Mihăescu nu e nou în politică. Domnia sa a mai activat în zona dreptei politice la PNL, corect? Corect. Ați fost tot secretar. Secretar general. Tot secretar general. Ați plecat, o să discutăm despre povestea asta, dacă o să aveți plăcere și amabilitate mai încolo. În schimb, am să întreb tranșant pe doamna Vartic. Ați venit să ne spuneți că UNPR rămâne la guvernare și domnul Oprea este în continuare acel pion de interes național care trebuie să rămână acolo. După cum știți, domnul Oprea a dat aseară un comunicat în care a spus că nu-și va da demisia pentru că nu este nicio justificare pentru această demisie, alta în afară de presiunile politice pe care PNL-ul le face pentru a ajunge în sfârșit la guvernare. Și așa cum ați început, spunând că PSD-ul este în ascensiune împreună cu UNPR-ul. Am zis că e în lumină, nu în ascensiune, în reflectoare și foarte bine poziționat. În lumina reflectoarelor și sunt bine poziționați. Trebuie să remarcăm astăzi că în ședința de guvern a fost adoptată o măsură care cu siguranță va aduce și mai multă lumină în mediul de afaceri. La care aceste, din ele, două au fost adoptate astăzi. Aceste măsuri care s-au adoptat astăzi cu reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, la 5%, cu mărirea plafonului pentru micro-întreprinderi și ceea ce contează pentru toată lumea, acea reducere a TVA-ului la apă. Lucru foarte important și pentru omul simplu și pentru agricultura românească. În sfârșit vom putea face irigații cu apă mult mai ieftină. Deci sunt o mulțime de măsuri care au fost era curentul și transportul apei până la ogor. Toate lucrurile au început. Ce s-a întâmplat astăzi în ședința de guvern demonstrează că această coaliție care este în momentul de față la guvernare PSD-UNPR este o coaliție care știe să facă guvernare, care poate să pună deoparte aceste scandaluri permanente politice și să facă cu adevărat ceea ce trebuie pentru ca România să o ducă ceva mai bine. Pleacă domnul Oprea, nu pleacă? Cu siguranță și pleacă și vine, că e o persoană care se mișcă destul de mult, dar demisia nu are niciun motiv să-și o dea acum. După cum știți, domnul Oprea a demonstrat de-a lungul timpului că nu are o problemă cu datul demisiei. Cred că este singurul ministru care și-a dat... Ca domnul Oprea să spună la un moment dat, domnule, cred că am greșit, că mă plimbam cu colană oficială, nu era nimic în România în momentul ăla, mă duceam de la un șpriț la o friptură sau mă duceam de la un interes național la un interes și mai național. Domnul Oprea și-a mai dat o dată demisia din funcția de ministru de interne atunci când a considerat că trebuie să-și dea această demisie, deci nu îi se poate imputa că ține de scaun. Dar în acest caz al tragediei, până la urmă, în această tragedie umană a polițistului care a murit în acel accident,
trebuie să separăm lucrurile. Deci e tragedie pentru familie, pentru soția, pentru părinții respectivului, pentru marea majoritate a celor care au activat atât de mult pe Facebook și pe televiziunile naționale, e un ordin pe unitate. Atacați-l pe Oprea, acum este momentul vulnerabil în coaliție ca să aducem guvernul meu în sfârșit la guvernare. Domnul Iohannis a avut o ieșire, îndrăznesc să spun, total nepotrivită aseară, da, și să ceară demisia unui ministru al internelor, un vicepreședinte pe probleme de securitate națională, pe motiv de lipsă de comunicare. Dacă n-ar fi această situație tragică cu moartea unui polițist, ar fi de-a dreptul hilar să-l auzi pe Iohannis, care la capitolul comunicare stă fantastic de bine, reproșând unui ministru că nu comunică bine. Știți că până la urmă în fișa postului ministrului... Adevărul ți-l poate spune și un bărbuit. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar în fișa postului ministrului afacerilor interne, vicepreședinte pe securitate națională, în acest moment în care suntem înconjurați de conflicte la granița cu Ucraina, la granița cu Moldova, sunt probleme cu refugiații, să ceri unui vicepreședinte, v-a spus, să-și dea demisia pe motiv că n-a comunicat bine, în condițiile în care tu, ca și președinte, n-ai avut nimic de spus când au venit refugiații și tu, ca și președinte, nu ești deloc revoltat și nu vrei să ne comunici, și ar fi normal să comunici, ce anume s-a întâmplat cu dosarul Revoluției. În Revoluție au murit 1000 și ceva de oameni. De ce e mai puțin importantă moartea celor 1000 de oameni decât e moartea polițistului? Ar fi interesant să le luăm la rând, vedeți și dumneavoastră. Păi, la rând le luăm. Ca președinte, ca un politic, vă pricepeți să manipulați într-o anumită formă și elegantă, deturnarea subiectului. Este o formă de manipulare foarte frecventă întâlnită la politicieni. Este o formă prin care răspundem la ceea ce suntem întrebați de presă. Problemele importante... Era nevoie de coloana oficială pentru domnul Oprea să se întâmpla? Nimeni nu ne-a spus. Unii mergea domnul Oprea, dar era nevoie de coloana oficială și trebuiau 3 motocicliști să fie acolo. Că nimeni nu-l acuză pe domnul Oprea că nu e deștept, că nu se ocupă. Toate acuzele vin că lumea l-a acuzat că nu a comunicat bine. Nu, asta a făcut-o domnul Iohannis. Eu vă întreb, o să mai cânte mult în strună domnul Oprea pe melodia aceasta? Comunicatul parchetului. E nevoie de interesul lui național și unde se duce? Comunicatul parchetului a fost suficient de clar. Da? A început urmărirea penală in rem în această situație. Au fost obținute toate documentele, inclusiv de la Ministerul Afacerilor Interne, toate documentele cerute. Au început audierile. Chiar astăzi a fost chemat la audieri și șoferul și intendența, sau cum se numește, a domnului Gabriel Oprea. Toată lumea dă declarații. Gabriel Oprea, dacă va fi solicitat, va da aceste declarații. Nimeni nu a încercat în niciun fel să influențeze ancheta. Tocmai de aceea, așa cum domnul Gabriel Oprea a și declarat, comunicatele de presă au fost cât s-a putut de scurte pentru a nu influența ancheta. Trebuie să avem încredere în organele statului, mai ales cei din PNL care tot laudă DNA-ul și alte structuri de parchet din România, atunci când încep o urmărire penală sau când încep un dosar al celor din opoziție, ar trebui și acum să aibă încredere în parchet, să aibă încredere că organele statului își vor face cu adevărat datoria și vor afla adevărul. Nimeni nu a încercat să mușamalizeze în vreun fel această tragedie și cred că mai mult decât oricine, Gabriel Oprea a înțeles că în acest moment important e să aflăm adevărul și e foarte important să avem grijă de familia acelui polițist. Domnul Turcescu sau domnul Mândruță, cei care au instigat la acele ieșiri în stradă, sunt totuși persoane care au arătat de-a lungul timpului de unde provin și care sunt influențele pe care, le au. Problema e cu cine instigă sau problema este la ce se instigă? Da, că și eu aș fi ieșit în stradă să spun, domnule, nu vă mai luați cirofarul, nu sunteți puși acolo, dragi oameni politici, v-am votat, nu ca să vă bateți, poate mult spus joc, nu ca să arătați că sunteți importanți. Noi v-am făcut importanți, noi cei care v-am votat, nu ca să vă plimbați cu girofar că nu aveți răbdare să stați
la niște semafoare, acolo unde noi și eu și dumneavoastră și domnul Mihaiescu stăm în fiecare zi pentru că nu avem girofar, știți, acasă. Gabriel, mama nu mi-a adus girofar. Gabriel Oprea pentru a folosit... Pentru ce trebuia și antemergător și mașini și... Gabriel Oprea a folosit aceste instrumente care sunt firești pentru un ministru de interne. Nu a folosit nici mai mult, nici mai puțin decât au folosit toți ceilalți miniștri de interne. Firesc. Ce a făcut domnul Oprea? Să folosească întreaga... Până la urmă, tot ce e legal și în limitele legii e firesc în România. Dar nu trebuie să fie. Sau așa ar trebui să fie. Doamna Vartic, de ce sunteți un exemplu de modestie, de eleganță, de discurs curat, de limbă română bine construită și articulată în discurs? De ce nu poate fi și domnul Oprea? Aroganța asta... Cât încredere ați avea dumneavoastră într-un ministru de interne care ar fi modest, așa cum spuneți dumneavoastră, într-o perioadă... Cred că foarte mare. Revenim, să știți, mi-ar plăcea să nu mai văd de aroganța. Mari probleme în ceea ce privește securitatea României. Ce a făcut Gabriel Oprea în ultimii ani, cred eu că a fost o dovadă suficientă de modestie. Dar Gabriel Oprea nu a ieșit în față, nu a epatat cu nimic. Modestia, când chiar din potrivă, în ultimii ani, ca să te miște pe toată tine, liniștea de la s-a bazat toaletă cumva până, nu știu, pe umerii am că... Din comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl cunoașteți cu siguranță, da, l-am citit, reiese că acel traseu a fost aprobat și acel traseu, într-adevăr, era între o instituție a statului și o altă instituție a statului. Eu zic că ar fi important să nu ne antepronunțăm, să așteptăm rezultatele anchetei, pentru că s-ar putea să avem surprize. Acum câteva luni... Nu interesează de aroganță. Eu discut aroganță despre aroganța politicianului. Ok. Acum câteva luni, la dumneavoastră care în emisiune... Care și pe dumneavoastră v-a chemat la București și v-a spus că nu esteți președinte. Și mă vedeți pe mine supărată? Da. Nu cred. Acum câteva luni, în aceeași poziție, în aceeași emisiune, stăteam în fața dumneavoastră și era o discuție despre Victor Ponta, care consumase, nu mai țin minte ce, într-un club în Dubai. Și erați foarte revoltat și ați spus, pare eu cu mine, cred că emisiunile există, că s-ar putea să-mi pară rău că îl susțin pe Victor Ponta când îmi veți arăta acele bunuri de consumație. Le aveți? Că au trecut multe luni de atunci și nu le aveți și mi-ați spus că s-ar putea să-mi pară rău. Ce s-a mai întâmplat? Deci simplele speculații, simplele supoziții pe care le facem pe baza unor informații pe surse nu sunt neapărat Ponta adevărate. N-a negat niciodată că a fost în clubul ăla, n-a negat niciodată că a băut apă la $2,800, dar nici n-a negat că nici n-a plătit. Adică normal. Deci revenim la aceeași discuție. Ce surpriză am putea avea de la cazul acesta? S-ar putea, în momentul în care aflăm adevărul, așa cum am aflat și atunci despre ce s-a întâmplat în Dubai, și știți foarte bine care a fost adevărul și de ce s-a dus Ponta în Dubai, să avem surprize nu de același gen, că nu se compară situațiile cu Gabriel Oprea. S-ar putea ca raportul să demonstreze că, într-adevăr, acea coloană era perfect legală. Dar n-am spus asta. Gabriel Oprea, cel care, într-adevăr, s-a aflat o mașină la 300 de metri de accident, fără supărare, nu? Doamna Vartic. Trebuie să mergem la prezumția de nevinovăție. Mersul pe jos, poate n-a văzut omul... modestia, toleranța, accidentul. Sunt niște caracteristici care trebuie să le aibă un ministru. Gabriel Oprea face parte din clasa politică pe care noi toți am votat-o. Gabriel Oprea nu este cu nimic... Nu l-am votat pe Gabriel Oprea, credeți-mă. Gabriel Oprea nu este cu nimic diferit de clasa politică. Dacă acum câteva săptămâni da, Gabriel Oprea era cel mai adulat politician din România, era cine? Cel mai iubit de către toate partidele politice, de către toți reprezentanții partidelor politice din România, inclusiv de către presa din România, că au fost, acum se dau și eu din casă, fiind membru de partid, eram obligată să mă uit la toate emisiunile domnului Oprea, că așa de bine. Și au fost câteva prezența în fața televizorilor, aveați cu camere. Au fost câteva săptămâni în care domnul Oprea era invitat la toate televiziunile și apărea pe post aproape mai des decât l-am văzut noi la ședințe. De asta vă spun, Gabriel Oprea s-a transformat brusc, fără o justificare palpabilă, din cel mai mare salvator al României, cel care asigura echilibru și care aducea pacea în mediul politic, brusc s-a transformat în dușmanul politicienilor, cel care are o vină... Și nu mi se pare normal. A murit un om, totuși. Tragedia... Din coloana sau oficială, care nimeni nu știe... Dumneavoastră vi se pare o masă... N-am spus că e ilegală. Nu. Vi se pare normal să ne urcăm pe tragedia unui om cu picioarele doar pentru a schimba o putere politică în România? Nu, Doamne ferește. Deci cu siguranță nu. Dar poate ar trebui dat un semnal. Poate de undeva trebuie început. Ați spus semnalul, și noastră. Semnalul fiind care? Gabriel Oprea să-și dea demisia din funcția de interne? Asta ar fi rezolvarea acelei probleme? În partid și în dumneavoastră spuneați că sunteți revoltat. Ce anume doriți sau care ar fi rezultatul revoltei?
cerințelor dumneavoastră. Ca domnii miniștri să înceleagă și oamenii politici care acced într-un scaun să înțeleagă că este nevoie de toleranță, de bun simț în abordarea pur și simplu a mersului pe stradă. De aici încep toate. Dacă pentru mine e foarte important să ajung de la Suceava la București în 3 ore jumătate, poate și pentru domnul ministru e la fel de important. Și invers să pune problema. Aș vrea și eu să pot, doamna președintă, să-mi pot permite să-mi pun girofar. Eu cred că și dumneavoastră meritați, și domnul Mihăiescu, și eu, să merităm să putem circula la fel cum o fac deci, pe ceilalți. Problema, problema în cazul acestei tragedii e dacă Gabriel Oprea avea sau nu avea dreptul la coloană oficială. Nu, deci nu se pare în tragedia. Legal deci, mă interesează. Dumneavoastră ați recunoscut. Nu, ba, asta cum v-am spus. Dacă, că vă doriți să puteți merge pe stradă cu girofar ca să ajungeți în 3 ore jumătate nu, de la Suceava la ei să nu București. Ei să nu mai folosească. Ok, deci asta e singura problemă cu adevărat cu adevărat importantă în această tragedie. Deci recunoaștem că faptul că a murit un om nu e la fel de important cu faptul că nu ne place fața lui Gabriel Oprea și ne deranjează faptul că merge cu girofar. Știu, dar asta este legea. Eu n-am nicio problemă cu domnul Oprea, să nu mă girofarul, girofarul, sau mă rog acel eu nu pricep foarte deci bine. Știu că este o diferență între coloana oficială și ce avea Gabriel Oprea în acel moment. Faptul că avea un antemergător și o mașină de poliție spate, nu știu dacă înseamnă coloana oficială, dar dacă înseamnă coloana de oficială, aceste instrumente care le foloseau instrumente erau perfect legale. Folosirea erau perfect legale. Ca și mersul pe jos, să știți că e la fel de legal. Nu, mersul... Doamna președintă, luăm o pauză. Mersul de jos poate fi periculos în România. Dacă ați văzut cu motocicleta, poți să cazi în groapă, vă dați seama dacă mergi pe jos ce poți să pățești. Publicitate, revenim în câteva secunde. Călătorește din Iași direct către destinațiile tale favorite. În doar câteva ore de pe aeroportul Iași, ajungi la Roma, Londra sau Viena, descoperi Milano, Veneția, Tel Aviv și te lași încântat de Bologna sau Torino. Este vară! Acum poți zbura direct din Iași pentru a te bucura de plajele însorite ale Greciei și Turciei. Află mai multe despre noutățile și facilitățile aeroportului Iași de pe site-ul www.aeroport.ro sau de pe pagina de Facebook Iași Airport. Easy Promo Web a înțeles că tehnologia are puterea de a schimba lumea. Având cei mai buni profesioniști din domeniul IT și publicitar, am materializat toate ideile în proiecte. Suntem experți în web design, mobile design, branding, dezvoltare iOS și front-end. Oferim o gamă largă de servicii de la dezvoltare web, publicitate online, producție publicitară până la mentenanță, IT, consultanță, distribuție de echipamente, electronică, la nivel de prototip și producție. Easy Promo Web ajută companii și startup-uri din toată lumea pentru a materializa ideile în proiecte de succes. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj oferite de o echipă prietenoasă și profesionistă. De asemenea, veți beneficia de consiliere nutrițională și reeducare alimentară. Vedeta salonului este Vacuum Ultra Fit Plus, cel mai eficient tratament pentru celulita de toate gradele. Dacă doriți să întineriți efectiv prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, fără sport și cure drastice, veniți pe strada Locotenent Alexandru Ienceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari, la salonul Health and Beauty Center. Este locul ideal pentru relaxare și ingredientul special care vă face să uitați de toate grijile cotidiene ca printr-o vrajă. Călătorește din Iași direct către destinațiile tale favorite. În doar câteva ore de pe aeroportul Iași, ajungi la Roma, Londra sau Viena, descoperi Milano, Veneția, Tel Aviv și te lași încântat de Bologna sau Torino. Este vară! Acum poți zbura direct din Iași pentru a te bucura de plajele însorite ale Greciei și Turciei. Află mai multe despre noutățile și facilitățile aeroportului Iași de pe site-ul www.aeroport.ro sau de pe pagina de Facebook Iași Airport. Am revenit, doamnelor și domnilor.
Suntem la ora de politică, suntem în studioul Intermedia. Alături de noi, în această seară, se află președintele executiv al UNEPR Suceava, doamna Cătălina Elena Vartic, și secretarul general al UNEPR Suceava, domnul Viorel Mihaescu. Domnul Mihaescu, cu ce ocazie la UNEPR? Mulțumesc de întrebare. Am considerat, după un an de pauză, după plecarea din PNL, să revin în miezul lucrurilor, în politică, și la UNEPR, pentru că UNEPR-ul este condus de un militar. Foarte mulți dintre colegii mei sunt membri ai UNEPR și m-am gândit, având în vedere formația mea militară, experiența care am căpătat în cei 4 ani la PNL, că pot să-mi aduc contribuție în acest partid. Unul la mână, de ce ați plecat din PNL, și doi, de ce ați intrat-o mai pe partea cealaltă, că nu prea e... Din PNL am plecat pentru că la momentul respectiv nu mă regăseam. Foarte multe transformări, modificări, alte reguli, alte principii. Nu vă regăseați după anunțul că fuzionează cu PDL-ul sau când anume nu v-ați mai... Da, după simțit? Anunțul, imediat, după, am participat la prima întâlnire, după care mi-am prezentat demisia, domnule președinte Băișanu, din funcția de secretar la o săptămână și din funcția de membru PNL. Cum vedeți dumneavoastră viitorul PNL-ului acum cu noua formulă unită, mai puternic, mai vulnerabil? Ați fost secretar general, știți ce acolo, chiar știți ce acolo. Deocamdată, nici după un an de zile, nu s-a creat acea unitate dintre cele două partide, există disensiuni, există diferențe mari de păreri. Din ceea ce observ eu din afară, mulți dintre colegii mei de la PNL nu-i mai revăd în actuala formație. Și o să-i mai vedeți odată? Vom vedea. Și la UNEPR, în afară de faptul că ați găsit un militar, nu asta cred că... E frumos că aveți un motiv pentru care să veniți la UNEPR, dar asta a fost determinant pentru dumneavoastră? Că e Oprea președinte? Nu neapărat pentru că e Oprea președinte. Am analizat și celelalte formațiuni politice care există în județul nostru și am considerat că în echipa pe care o conduce doamna Vartic, din calitate de președinte executiv, pot aduce contribuția ca tehnocrat la dezvoltarea partidului, la organizarea partidului. Un coleg de-a dumneavoastră, cadru militar, a murit. Vis-a-vis de acest nefericit accident, a fost efectiv un accident de muncă. În momentul de față, acest accident este cercetat atât de ITM București, cât și de parchet, tocmai datorită faptului că a rezultat decesul acestui om. Partea pe care eu o văd negativ este totuși și cu regret o spun pentru colegul decedat în misiune. Am participat și eu la multe misiuni, la activitatea pe care am desfășurat-o. Se pot întâmpla asemenea accidente, dar partea urâtă este această politizare a opoziției care încearcă pe această cale, tocmai ca să dea jos guvernul Ponta, lovind în vicepremierul Oprea și încercând să rezolve problema politică prin nefericirea acestor oameni și prin decesul colegului polițist. N-ar trebui să facă? E opoziție, la urmă, ăsta e scopul. Dacă au găsit nu în felul acesta. Poate așa nu este un lucru penibil ceea ce se întâmplă. În asemenea momente, oamenii ar trebui să se unească, să fie alături de familia polițistului decedat. Practic, vicepremierul Gabriel Oprea era într-o misiune, nu avea nicio tangență. Atât SPP-ul cât și poliția lucrează după proceduri foarte bine stabilite. Nu cel care se găsește în coloană, care beneficiază de sprijinul unei coloane oficiale sau de sprijinul unui antimergător, stabilește viteza cu care circulă,
Toate acestea sunt prevăzute în protocoale foarte bine stabilite de către organele care asigură coloana respectivă. Da. Deci este accident de muncă. Dacă acest accident nu s-ar finalizat cu decesul tânărului polițist, ar fi fost cercetat doar de către ITM și partea de circulație, pentru că a avut loc în trafic. Nu ar fi avut, nici nu s-ar fi implicat parchetul. Așa prevede legea, așa este legislația românească. Corect. Sunt evaluator în securitatea ocupațională și mă ocup și cu cercetarea accidentului de muncă. Adică cunosc procedura foarte bine. Dar ceea ce se întâmplă brusc toată lumea, toată populația României a devenit un nu dușman, poate este prea mult spus, dar cu o atitudine foarte nocivă împotriva vicepremierului Oprea. Tocmai în urma intervenției adversarilor politici aproape și scopul la instigarea opoziției. Da, la un moment cineva a murit. Spune-și, doamna președintă, și la Revoluție au murit 1000 de oameni și la Mineriade au fost nenorociri și au bătut pe aia, nu ne-a mai sesizat. Dar probabil că e nevoie și de un moment din ăsta intermediar în care cineva a murit din cauza unui accident rutier, a căzut într-o groapă. Da? Nu, acum, să nu ajungem în situația cealaltă, groapa era vinovată. Dar, în esență, omul a murit că a căzut într-o groapă. Ce legătură are Gabriel Oprea cu această tragedie? Am zis de la început, e o tragedie. Dar omul a căzut într-o groapă. Nu conducea Gabriel Oprea mașina și a dat peste polițist. Exact. Nu a făcut Gabriel Oprea o acțiune care să ducă la acest deces. Pentru UNPR, acum haideți să luăm, revenim la partea politică, pentru că totul a fost politizat și acest accident se transformă într-o dispută politică. Pentru UNPR e dovada clară că, într-adevăr, începeam să atingem în sondaje cote alarmante și trebuia pozitive să fim atacați. Negative. Și trebuia să fim atacați cu toate tunurile. Chiar astăzi, din câte știu eu, au apărut acele informații că UNPR ajungea la 9% în ultimele sondaje. Nu știu ce va fi după accident, că e prea devreme să spunem. Și aceasta este una din asta este principalul motiv al trecem opoziției. Politic. Ce veți face mai departe? Simțiți și dumneavoastră, bănuiesc că e posibil ca tot incidentul ăsta să tragă foarte mult în jos și imaginea domnului Oprea și imaginea unui PR-ului. Poate să faceți ceva. De asta am și venit astăzi doi. După cum știți, până acum la emisiuni veneam câte o singură persoană. Să astăzi spuneți că vă era frică de întrebări. Nu cred. Deși punctul de vedere al unui militar de carieră, cred că cântări mult mai greu decât punctul de vedere al meu, considerată, un politic. Am venit doi să vă arătăm că UNPR-ul există, indiferent ce se va întâmpla în continuare în acest accident. UNPR-ul e un partid de sine stătător, un partid care se mișcă, se organizează, a intrat în trendul organizării de campanie, pentru că la anul avem alegeri. Domnul Mihăiescu este persoana care se ocupă la Suceava de organizare. Cu siguranță, dacă îl veți întreba de cum stăm pe în ceea ce privește numărul de membri, cum numărul stați? De organizație, așa, de veți vedea că UNPR la Suceava aveți există. Cât ați atins? La Suceava targetul este de 40.000. De aia pe atât de mult, că n-ai zis veniți noastră. Nu erau? Nu, avem 27.000 de membri. De membri. 39.000 și 99. Avem organizații în toate localitățile județului. Oh, stați bine. În perioada următoare, până la sfârșitul anului, urmează să facem o inventariere a tuturor membrilor și simpatizanților. Ce mai rămas după povestea asta? Ce mai rămâne? Să știți că această poveste a avut amploarea care a avut-o în primele 3-4 zile. Și sunt convins că urmăriți dumneavoastră mass media, făcând parte din ea. În ultimele două zile am văzut o scădere a atacului furibund care s-a manifestat în primele zile. Deja au început să se manifeste păreri care recunosc faptul că Gabriel Oprea, ca beneficiar al acelei coloane, nu are practic nicio vină. Deci este nevinovat. De ce s-a bătut monedă? Bine, de ce? Că știm foarte bine de ce. Factorul politic își pune cuvântul. Și este penibil ca pe o tragedie
să încerci să dai guvernul jos, neputând să dai guvernul jos pe calea legală, pe calea politică, moțiunul de cenzură. Moțiune de cenzură. 40.000 de membri. Dacă stăm să facem un calcul și ăștia toți votează cu dumneavoastră la legile viitoare pentru Consiliul Județean, dați președintele. Discuțiile sunt premature. Mi-am adus aminte că în pauză discutam cu unul din colegii dumneavoastră și era revoltat de moartea omului și spunea că nimic nu poate recompensa pierderea umană. De acord? Și de asta vă zic, în aceste momente, poate ar trebui să avem decența de a nu discuta atât de mult despre partea politică, să așteptăm să vedem exact ce s-a întâmplat acolo, dar trebuie să remarcăm faptul că ministrul Gabriel Oprea a fost singura persoană care a încercat să ajute familia. După cum știți, toate cheltuielile de mormântare au fost suportate de Gabriel Oprea. S-au luat deja măsurile pentru ca familia polițistului să aibă în continuare un loc de muncă asigurat și un venit. Și vorbim de un om care face acest lucru în mod continuu și normal. Nu a făcut-o doar pentru acest caz, a făcut-o întotdeauna și când a fost ministru apărării și când a fost ministru de interne. Trebuie să remarcăm că polițiștii, care sunt o entitate foarte unită și foarte hotărâtă atunci când își cer drepturile, polițiștii recunosc și toate sindicatele au și dat comunicate oficiale că pentru ei Gabriel Oprea a fost cel mai bun ministru de interne. De aia e important să aducem lucrurile la situația reală. Da, UNPR-ul va beneficia, să știți că sunt oameni normali. Când s-au adunat polițiștii pentru că nu le dădeau bani, aruncat cu caschete și au zis acel celebru javră ordinar. Da. Ați văzut un polițist acum supărat? Dacă domnul Oprea le dă bani, nu, că le dă de la dumneavoastră, nu? Deci nu vă imaginați că polițiștii nu și. Deci pot să moară din trei oricât, nu? Așa? Nu e chiar așa. Nu vă imaginați sau că polițiștii... Cam banca au luat mai mare câte unul, polițiștii cu siguranță ar avea curajul să iasă în față dacă ar simți că Gabriel Oprea este cu adevărat vinovat. Nu cu adevărat vinovat, dacă Gabriel Oprea ar avea o vină cât de mică, cu siguranță, între cele câteva mii de polițiști cât sunt în România, s-ar găsi câteva sute de polițiști care să aibă curajul să iasă în față și să-și asume orice acuzație pe care o aduc ministrului Oprea. Tocmai de-aia am... 40.000 de membri. Faceți un președinte al Consiliului Județean? Să știți că o să facem și membrii în Suceava, între oamenii simpli care la un moment dat o să realizeze că acest atac asupra lui Gabriel Oprea nu este firesc. Până la un punct, e normal ca oamenii să fie supărați și revoltați, da? Dar haideți să căutăm adevăratul vinovat, să nu găsim un moțoc, da? Cu capul lui moțoc. Corect. Vrem. Ce faceți de cu aceea, Consiliul Județean? La Suceava vom ajunge la acel target de 40.000 de membri. Nu vă lăsați. Consiliul Județean, păi nu, că tocmai vreau să vă zic de asta, sunt foarte grăbit și foarte drăguț în seara asta. Poate din cauza vrei. Consiliul Județean, după cum știți, va avea o componentă aleasă după alte reguli decât a avut în 2012. Președintele Consiliului Județean va fi ales dintre consilieri, cu adevărat un partid care, nu știu, obține 2-3 consilieri, poate să facă diferența și să dea votul decisiv pentru Consiliul Județean. UNPR-ul își dorește cu adevărat să ajungă la guvernarea județului ca să poată să îmbunătățească situația din ultimii 4 ani. Asta cu siguranță am recunoscut totdeauna. Ne dorim să ajungem la guvernarea județului. Multe rânduri v-ați exprimat nemulțumirea față de modul cum gestionează actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin Echivor, situația din punct de vedere administrativ a județului. A fost destul de critică la adresa dumneavoastră sale. Nu a fost corectă, zic eu. Critica nu e neapărat incorrectă. Nu, de asta subliniem, a fost corectă. Nu am criticat. Tot domnul Nechivor, ați văzut, a fost ales președinte la PSD pentru a treia oară consecutiv, PSD Suceava, și și-a anunțat și intrarea în cursă pentru a da startul, pentru octombrie, a da startul la campania electorală din 2016. Mergeți cu el, mergeți pe lângă el, paralel, pe căi diferite, cum veți gestiona? Toată lumea intră în cursă. Deci toți pornesc de la același start și toate partidele care se vor alinia la acel start al alegerilor în 2016 au aceeași țintă. Toată lumea își dorește să intre în Consiliul Județean și să reușească acolo să aibă un număr important de membri ca să poată să... De consilieri, ca să poată să facă cu adevărat ceva pentru județul Suceava. Da, UNPR-ul își dorește. UNPR-ul crede în momentul de față că a învățat suficient de multe lucruri din experiența din 2012. De aceea, după cum vedeți alături, încercăm să atragem alături de noi oameni cu multă experiență, pentru că spuneați la început, domnul Mihăiescu vine de la PNL după 4 ani de experiență în PNL la UNPR. Și acum o să vă zic,
personal mă bucur că am ajuns să avem oameni care și-au făcut ucenicia politică în PNL, un partid atât de mare, mai ales acum că discutăm despre Partidul Dodoloți. Vă dați seama pentru noi, uneperiștii, ce mândrie e să știm că oameni care au fost suficient de buni pentru UNEPR, au fost secretar general la UNEPR, vin acum și se îndreaptă spre la PNL, se îndreaptă spre UNEPR pentru că au simțit că UNEPR-ul este partidul care are viitor și care poate face o schimbare în Suceava. E o mare onoare faceți pentru 40 noi. 40.000 de membri, cum simțiți? În mod sigur. În mod sigur pentru că eu consider că prin organizare, printr-o organizare militară ca zonă, tot cu tine mele, putem avea rezultate deosebite și putem să atingem obiectivele care le propunem. O femeie președinte și secretar general, fost cadru militar, fost șeful comandantului militar județean, interesantă combinație. Vis-a-vis de întrebare... Era doamna Vartic prea moale la conducere? Ați simțit că... Nu, din potrivă, este nevoie de o mână de fier? O femeie organizată, o femeie care știe ce vrea, știe să conducă acest partid, a pus bazele în județul Suceava acestui partid. Nu toți cred asta. Domnul Oprea a zis că e mai bun domnul Neagu de la USL. Dar nu trebuie să exagerăm, pentru că probabil au fost niște considerente politice la momentul respectiv și aceasta a fost soluția de moment care s-a găsit. Pe parcurs această problemă se va rezolva în modul normal al lucrurilor. Cum? Cum se va rezolva? În modul normal al lucrurilor, dacă tot ați spus că sunt moale. Câte persoane știți dumneavoastră care ar fi avut curajul să apară în fața opiniei publice și să dea răspunsuri la întrebări care pot părea incomode pentru anumite persoane? Revin la emisiunea în care m-ați tachinat atunci cu Victor Ponta. Țineți minte după alegerile din noiembrie. Aveați o lipsă destul de accentuată de invitați. Cei care ținuseră cu Iohannis în acea perioadă, cei care ținuseră cu Iohannis încă erau buimăciți, nu le venea să creadă că a câștigat Iohannis și nu știau ce să spună la televizor. Cei care ținuseră cu Victor Ponta erau speriați și nu vreau să apară la televiziune pentru că nu știau ce să spună. Țin minte exact în ce împrejurări am venit la emisiune și am zis da, eu am curajul să vin să-mi spun punctul de vedere și da, am curajul să spun că între Iohannis și Ponta l-aș fi ales pe Iohannis atunci când a câștigat Iohannis. Deci asta cu moale e destul de complicat să o legați strict de persoana Cătălina Vartic. Adică egalitatea dintre femei și bărbați. Să nu ajungem în curent să milităm noi bărbații pentru egalitate de șanse cu femeile, să știți. E foarte posibil. Vis-a-vis de întrebarea care ați spus-o cu ce se întâmplă în această perioadă, o să pară paradoxal, dar am sesizat în această săptămână, în aproape săptămână, un aflux destul de mare de oameni care au venit la UNEPR, care s-au înscris inclusiv la nivel central, actrița Cezara Dafinescu. La nivel local, în săptămâna aceasta am primit în jur de 28-30 de adeziuni. Adică, mai există oameni care cred și sunt convinși de nevinovăția generalului Oprea. Cum o să atacați pe Cătălin Nichifor dacă mergeți în campanie electorală separați? Ce o să spuneți? Aeroportul a făcut? Ați văzut, e gata, e cel mai frumos din țară. Vă place spitalul? De gunoi. Vă place spitalul județean Suceava? Am cer scuze că vă intervin. Ce ține de spital, mie nu prea îmi place. Spitalul județean Suceava e unul dintre spitalele cele mai modernizate, ca să arată bine, trebuie să recunosc că arată foarte bine. Dacă Doamne ferește, ați păți un accident, unde ați merge, la Suceava sau la Cluj? Dacă Doamne ferește, dar la modul sincer, nu cum a răspuns Iohannis ieri la conferința de presă. Unde mă duce salvarea, că la urmă lui? Da. Să zicem, urgența ar fi la Suceava. Profesională de medici. Nu, s-a schimbat foarte mult. Au venit foarte mulți medici tineri. Au început să facă... Am avut contacte cu spitalul, cel puțin anul ăsta de câteva ori. Da. Și la zona urgenței. Ați evitat, discutam despre manipulare la început, ați evitat răspunsul. Dar la modul sincer, dumneavoastră, dacă ați avea urgență și o urgență de prim rang,
ar fi cineva din familia dumneavoastră foarte drag. Să știți că sunt câteva secții pe care m-aș duce la Suceava. V-ați lăsat la câțiva medici m-aș duce la Suceava. Vă spun la câțiva. La câțiva deci, m-aș duce. Deci faceți diferența la câțiva. Da. E, asta e problema și cu aeroportul. Poate părea o comparație forțată, dar e tot acolo. O clădire care arată bine, dar n-are medici buni, nu se cheamă neapărat că e un spital performant. Așa cum trebuie, performant. Faptul că noi ne dorim, noi normal suntem suceveni, da? Și eu am 3 copii mici, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, mă duc prima dată la spital la Suceava. Asta nu înseamnă că dacă am posibilitatea, nu-i urc într-o ambulanță și duc în altă parte. Sau nu înseamnă că nu mă doare faptul că la Suceava, la spital, s-ar putea să nu am îngrijirea de care am nevoie. Aceeași poveste și cu aeroport. E foarte frumoasă clădirea, e nemaipomenită, e cel mai tare sau al doilea din țară. Dar dacă nu zboară avioane, doar pentru aceste avioane particulare, nu știu dacă era nevoie să facem un proiect european pentru câteva avioane private. E ok, putem umple prista acum, la modul cât suntem noi bucovinenii de orgolioși, găsim câteva avioane acolo să umplem prista. Bun, avioanele nu ne ajută, nu pentru asta e făcut aeroportul. Deocamdată nu avem nicio cursă pe aeroportul Suceava. Da? Să fie deci clădirea nu mai pomenită, e frumoasă, dar conținutul... Da, mai luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Călătorește din Iași direct către destinațiile tale favorite. În doar câteva ore de pe aeroportul Iași, ajungi la Roma, Londra sau Viena, descoperi Milano, Veneția, Tel Aviv și te lași încântat de Bologna sau Torino. Este vară! Acum poți zbura direct din Iași pentru a te bucura de plajele însorite ale Greciei și Turciei. Află mai multe despre noutățile și facilitățile aeroportului Iași de pe site-ul www.aeroport.ro sau de pe pagina de Facebook Iași Airport. Easy Promo Web a înțeles că tehnologia are puterea de a schimba lumea. Având cei mai buni profesioniști din domeniul IT și publicitar, am materializat toate ideile în proiecte. Suntem experți în web design, mobile design, branding, dezvoltare iOS și front-end. Oferim o gamă largă de servicii de la dezvoltare web, publicitate online, producție publicitară până la mentenanță, IT, consultanță, distribuție de echipamente, electronică, la nivel de prototip și producție. Easy Promo Web ajută companii și startup-uri din toată lumea pentru a materializa ideile în proiecte de succes. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj oferite de o echipă prietenoasă și profesionistă. De asemenea, veți beneficia de consiliere nutrițională și reeducare alimentară. Vedeta salonului este Vacuum Ultra Fit Plus, cel mai eficient tratament pentru celulita de toate gradele. Dacă doriți să întineriți efectiv prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, fără sport și cure drastice, veniți pe strada Locotenent Alexandru Ienceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari, la salonul Health and Beauty Center. Este locul ideal pentru relaxare și ingredientul special care vă face să uitați de toate grijile cotidiene ca printr-o vrajă. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Călătorește din Iași direct către destinațiile tale favorite. În doar câteva ore de pe aeroportul Iași, ajungi la Roma, Londra sau Viena, descoperi Milano, Veneția, Tel Aviv și te lași încântat de Bologna sau Torino. Este vară! Acum poți zbura direct din Iași pentru a te bucura de plajele însorite ale Greciei și Turciei. Află mai multe despre noutățile și facilitățile aeroportului Iași de pe site-ul www.aeroport.ro sau de pe pagina de Facebook Iași Airport. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la ora de politică, suntem în studioul Intermedia TV alături de președintele executiv al organizației județene Suceava a UNPR, doamna Cătălina Elena Vartic, și de secretarul general al acestei organizații, domnul Viorel Mihaescu. Am să vă întreb, pentru că și dumneavoastră ați evitat răspunsul, cu ce veți ataca, din nou, cu ce veți ataca pe Cătălin Echifor în campania electorală? De ce trebuie să atacăm? Păi cum niciodată, din pe 2010... Construcție veți merge pe ce?
Din 2010, de când am început eu să fac politică, nu am spus că pentru a reuși să faci cu adevărat ceva, trebuie să taci. Dacă dau răspunsuri sau ridic problemele la modul corect și poate un pic mai acid, nu înseamnă că atac pe cineva. A ataca pe cineva, așa cum spune dumneavoastră, înseamnă a căuta cu tot din adinsul să găsești diverse lucruri mai mult sau mai puțin reale care le legați. Veți vrea să ajungeți pe acolo, nu ne interesează veți vrea să pentru că nu e mai bun, că dacă era bun Cătălin Nechifor, îl susțineați. Cătălin Nechifor. Nu ne interesează să-l atacăm pe Cătălin Nechifor, nu ne interesează să-l atacăm pe Gheorghe Flutur, nu ne interesează să-l atacăm pe Sandu Băișanu. Pe noi ne interesează ca UNPR-ul să reușească să-și promoveze politicile pe care le are, ca UNPR-ul să reușească să construiască ceva pentru oameni. Dacă vă aduceți aminte, sloganul de campanie al UNPR-ului și al meu personal a fost pentru oameni. Nu am renunțat la această idee și de asta vă spuneam, clădirile pot să arate nemaipomenit de bine. Dar dacă interior sufletul nu e curat și nu se face ceva cu adevărat pentru oameni, clădirile în sine nu ne ajută. E valabil și pentru o școală, veți, care poate să arate nemaipomenit. Dacă profesorii nu au grijă de viitorul copiilor noștri, acum sfințește lucru, e clar. Ce listă aveți? Deja ați creionat-o? Știți cu cine defilați în campanie? La județ? La municipiul Suceava? Că sunt două subiecte ferbinți. E prematur să spunem cu cine. Asta sună a genul că încă nu mi-am făcut lista sau cam. Nu. Avem o listă, partea bună pentru noi și mai puțin bună pentru alții e că avem destul de multe persoane și încă nu am stabilit ierarhia acestor persoane. Nu avem probleme de genul acesta, suntem totuși un partid care a reușit să reziste pe piața politică suceveană. Am reușit să rezistăm cu fruntea sus și nu ducem lipsă de candidați. Problema e că ne dorim ca în 2016 să avem candidați mai buni măcar decât am avut în 2012, dacă nu mai bun spunem decât Vartic, cei mai buni candidați. Vartic n-a ținut niciodată, că tot vreți să mă tachinați cu funcția de președinte, ferește, executiv și președinte. Vartic n-a ținut niciodată să fie moțul, da? Cireașa de pe colivă. Dacă este cineva mai bun decât Vartic, cu mare drag îl invit în partid. Dar pentru asta trebuie să o dovedească. Pentru suceveni e important ca omul care va fi propus de UNPR, de PSD, de PNL, de cine doriți dumneavoastră, în Consiliul Județean, să facă cu adevărat ceva pentru oameni. Și nu pentru o imagine, nu pentru a da bine pe televizor. Ați pentru oameni de Suceava. Lupta din PNL, bănuiesc că sunteți la curent. Domnul Mihaiescu poate ar vrea să intervină. Cum ați văzut lupta asta din PNL pentru stabilirea candidatului și care până la urmă s-a soldat cu o poveste așa, nu știu, spuneți-mi asta ce a fost până la urmă acolo. Nu îmi permit să spun ce anume a fost. Problema este în marele PNL, cu ghilimele. Ghilimele marele sau PNL-ul? Marele, mi-aduce aminte de trista istorie, vechea istorie cu marele vecin de răsărit. Dar modul în care s-a făcut această unificare, în condițiile în care noi am fost întrebați la nivel de organizație județeană, răspunsul nostru a fost categoric nu. Ruperea USL-ului și lipirea de PDL, totuși această uniune s-a făcut, alianță s-a făcut și s-a văzut de la bun început, încă de la primele ședințe, că aliații, așa zise, aliați pedeliști, încet, încet au eliminat, aproape au eliminat toți cei care au făcut parte din Partidul Național Liberal. Acum nu putem spune că mai există Partidul Național Liberal. Există PDL-ul îmbrăcat în această haină a vechiului PNL. Era mai ușor cu Băișanu candidat sau e mai ușor cu Ion Bălanu candidat? Contracandidat? Acest lucru se putea stabili prin sondaje de opinie. Nu, pentru dumneavoastră, că acum o să luptați. E clar, avem un candidat la primăria Suceava din partea PNL. Este domnul Ion Bălanu. De ce l-ați exclus pe unul din ei? Pe domnul Băișanu? Da, nu l-am exclus. Nu contează pe care din ei. Eu am și scris că... Deci e posibil să candideze amândoi. Care tot am prins momentul. Ați avut discuții cu domnul Băișanu pentru a veni la UNPR? Noi discutăm cu toată lumea și v-am spus întotdeauna, e valabil și la nivel local și la nivel național. Între oamenii politici e normal să existe discuții. Între oamenii de Suceava, și așa suntem puțini, că până acum suntem câțiva oameni, o mână de oameni în orașul ăsta, atât s-au mai rămas, că restul au plecat săraci să-și caute o viață mai bună în afară. Nu e normal să discutăm între noi?
doamna președinte, a discutat în vederea intrării domnului Băieșanu? Nu, am discutat cu domnul Băieșanu. Am discutat și cu domnul Lungu. Am discutat, da, cu domnul Bălan, n-ați discutat. Bălan. Am discutat, discutat și cu domnul Bălan să vină la UNPR. Dar n-am spus că discutăm, am discutat despre a veni la UNPR. Există un interes din partea UNPR Suceava deși, în de a trage pe domnul Băieșanu și de a... Cu dumneavoastră am discutat să veniți candidat? La UNPR? De foarte multe ori, dar nu știu dacă ați vorbit serios. Păi, na, asta poți spune despre oricine și oricine poate spune același lucru. Atâta timp cât am ieșit pe post și am zis tuturor oamenilor, UNPR are ușile deschise, este un partid care se adresează oamenilor. Deci oricine poate veni la UNPR. Și s-a și dovedit că sunt oameni. Dacă vine domnul Băieșanu, deci oricine e candidatul UNPR-ului pentru primăria Suceava? Acum, ca să fim și mai aiași, a venit domnul Neagu. De ce n-ar putea veni domnul Băieșanu? Nu știu, poate că ați negociat. Poate că ce? Ce se poate întâmpla? E bun pentru primărie din partea UNPR? Orice candidat care dorește să facă ceva pentru Suceava e bun pentru UNPR. Aveți acum un candidat altul decât domnul Băieșanu? Avem în momentul de față persoane care își doresc să intre în această cursă. Când veți stabili? Cum veți face? Noi suntem un partid mai mic, noi nu avem atâția bani pentru a da pe sondajele de opinie și de a ne lăsa. Și apoi, nu spuneați dumneavoastră că ar fi frumos politicos din partea noastră ca aliația PSD-ului să-i lăsăm pe cei de la PSD să-și stabilească întâi candidatul și apoi noi, frații mai mici, să venim și noi cu un candidat. Da, veniți dumneavoastră cu surpriza întotdeauna. Prizlea era cel mai vânic din toată... Păi tocmai, dar surpriza apare la sfârșit. Am înțeles. Deci sunteți pregătiți pentru mare lovitură. De asta am și venit în fața dumneavoastră. Ne uităm în ochii telespectatorilor. Rolul tehnocrat de organizator. Unde-ți bun, de a aduce în UNPR mulți dintre colegii cu care am lucrat 40 de ani și de a forma o echipă alături ceilalți colegi și vă gândiți? E foarte posibil ca UNPR-ul să fie surpriza anul 2016. Plăcută, le-a vă referiți. Plăcută, bineînțeles. Surprizele pot fi și altfel. Doamna președintă, s-a bătut foarte mult apă, s-a bătut apa în piu. Referitor la termoficarea din Suceava, referitor la stabilirea noului operator de apă caldă și căldură, de agent termic, firma Termonet, și astăzi primarul Lungu a recunoscut public că sucevenii racordarea la sistemul centralizat au rămas în inferioritate. Deci noi în momentul de față sucevenii, majoritatea care plătim gazul, efectiv, le plătim și celorlalți transportul ca să aibă și ei apă caldă și căldură în casă. Nu înțeleg de ce. Cum veți aborda subiectul ăsta în campanie? Dacă vă aduceți aminte, în campania din 2012, candidatul nostru la primărie de atunci a avut un proiect foarte interesant. Domnul... Și noi de atunci am spus, Macovei. Macovei. De atunci am spus că ce s-a întâmplat la Termica e o mare mârlănie, și mi-asum cuvântul, făcută de toate partidele care au avut reprezentanți în Consiliul Local, care au și în momentul de față reprezentanți. De ce să nu vă imaginați că unul e mai braț decât altul. Termica nu trebuia să moară. Da? Păi... Termica avea toate aturile pentru a rezista. Termica a fost condusă spre moarte pentru că așa au cerut interesele unora și altora. Și aici s-a văzut cu adevărat o frăție a tuturor partidelor din Suceava. Pentru că, așa cum fiecare om de acasă a putut observa de-a lungul timpului, oamenii politici se înțeleg foarte bine atunci când au de ascuns o șmecherie, fie că e vorba de pensiile private, fie că e vorba de antemergători la coloanele oficiale, că toate partidele au votat, e valabil și în Suceava. Toate partidele și-au dat mâna, hai să omorâm Termica, pentru de ce, că de la noi operatori pe această piață puteau și unii și alții să obțină avantaje. Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție pentru Suceava a fost acea centrală de transformare a gunoiului în energie termică. Rezolvam și problema cu gunoiul, care nu s-a rezolvat nici în momentul de față. Acum, groapa de gunoi a municipiului închis. Deci rezolvam și acea problemă, pentru că e o mare problemă pentru un oraș atât de dezvoltat cum e Suceava. Are mult gunoi și nu avem ce face cu el și să nu ne fie rușine. Acel gunoi în Europa civilizată se transformă în energie termică sau în energie electrică. La Suceava nu s-a putut. Era și mult mai ieftin și mult mai util și rezolvam cel puțin două probleme odată. Noi am venit atunci cu acel proiect, au fost discuții, dar noi n-am intrat în cărți că eram prea mici. De aceea ne dorim ca în 2016 să reușim să intrăm în cărți, să putem avea un cuvânt de spus că ce s-a întâmplat la Termica nu e corect nici pentru suceveanul care are centrală termică, nici pentru suceveanul care era racordat la rețeaua de termoficare.
diferențele acestea între unul produce, unul transportă, unul are acționari care apar la licitație, acționari care se schimbă după nu știu câte săptămâni, se semnează cineva contractul la primărie, dar de fapt beneficiază altcineva. Sunt multe neclarități. Toată lumea a clamat înființarea unor comisii de anchetă și vă aduceți aminte că se băteau partidele care să fie primul care să propună acea comisie de anchetă și până la, la urmă nu s-a întâmplat nimic. Revenim la discuțiile pe care le avem așa între patru ochi. Până la urmă tot instituțiile statului din parchet vor face lumină. Credeți în cazul termică. Lumină? Cu siguranță se va face. Mai devreme sau mai târziu se va face lumină. Problema e că termica trebuia să ne dea căldură mai mult decât lumină, știți? Îl vedeți pe un lung candidat în 2016 din partea vreunui partid? La da. Primăria Suceava? De data trecută când v-am spus că Ion Lungu este în măsura să-și aleagă partidul, ați râs de mine. Nu, n-am râs, am râs împreună cu dumneavoastră. Cred că în momentul ăsta s-a dovedit că Ion Lungu este în măsură să-și aleagă partidul. Nu partidul trebuie să-l aleagă pe Ion Lungu. Da, Ion Lungu este un candidat redutabil la primăria orașului Suceava. Cu șanse să mai prindă un mandat al patrulea? Sau satului Suceava, sau comunei Suceava, cum vreți să-i spuneți, dar ăsta e adevărul. În toată vânzolala aceasta politică din ultima perioadă, nu v-ați gândit nicio secundă că ar fi frumos să aibă și un EPR la Suceava, dacă tot face parte, cel puțin teoretic, din coaliția de guvernământ, să aibă prefect sau subprefect sau ceva de genul ăsta? Nu, dar haideți acum, uite, să vă spun ceva ce cu siguranță nu știți. La Rădăuț, e un caz care vă este cunoscut și vă este și foarte drag. S-a refăcut Consiliul Local. Da. 5 PSD, 5 PNL, pe scurt, da? Pentru 5 PSD, 5 PNL, 1 EPR și 1 PPDD. 5 PSD, 5 PNL, 2 UNEPR, având în vedere că s-au făcut PPDD cu UNEPR, 2 UNEPR. La București, dita mai capitala țării, cu orgolii foarte multe, cu bani, cu mari probleme în primărie, cu opresc, cu închisoare, s-a putut ajunge la consensul în care punem unul de la UNEPR, că e neutru, da? Și consilierii PSD și PNL adoptă hotărârile, discută și iau hotărârile cele mai bune pentru București. La Rădăuț nu s-a putut. Eu am fost cu propunerea, da, 5, 5 și 2, ar fi normal ca dintre cei doi, unul să primească acele atribuții de primar, da, viceprimar cu atribuții de primar, tocmai pentru a se asigura liniște și stabilitatea Rădăuț, să fac, să se întâmple, să se pună mișcare Rădăuțul. PSD-ul. Nici PSD-ul, nici PNL-ul n-a vrut, pentru că în Rădăuț e o problemă de orgolii. De asta spuneați, UNEPR-ul nu-și dorește funcții de dragul funcțiilor, că poate le puteam obține. Și ce să fac cu funcția dacă toată lumea e împotriva mea? Să-mi pun un om undeva și să pățesc cum pățește săracul domn prefect, că toată lumea se duce la București în fiecare săptămână să-l schimbe? Nici nu poți face treabă, că ți-e frică schimba de scaunul tău. Nici nu te poate schimba și până la urmă cu ce să alege județul Suceava? De ce sunt de apreciat cei care își pun oameni în funcție și nu-și pun oamenii care trebuie și oamenii aia nu pot face treaba? De ce sunt de apreciat cei care merg toată ziua să-l dea jos pe omul ăla? Dar lasă-l, frate, să-și facă treaba. Ajută să-și facă treaba mai bine. E în interesul cetățeanului. Pentru că nu se dorește un partid mare. Și Suceava, până la urmă, e o bătălie între două partide foarte mari. PSD și PNL. Așa a fost și în 2012 și probabil așa va fi și în 2016. De aceea va fi foarte greu pentru noi să arătăm că existăm. Va fi o bătălie între doi coloși. Omul simplu trebuie să înțeleagă că e nevoie de echilibru. Cei doi coloși trebuie să ajungă la negociere. Partidele mai mici au capacitatea de a mai liniști lucrurile. Asta a făcut Gabriel Oprea în ultimii ani. UNEPR-ul și Gabriel Oprea au reușit să țină la București echilibru între PSD și PNL, între Iohannis și Ponta. Până la urmă, singura cale de comunicare între guvern și președinție a fost Gabriel Oprea. Și în Suceava, UNEPR poate să fie calea de comunicare între PNL și PSD. Da? Depinde de noi să găsim acei oameni potriviți și la asta muncim în momentul de față, să găsim oamenii potriviți care să convingă electoratul să vină să ne voteze. Depinde de electorat, trebuie să iasă din casă, să meargă la vot, să pună ștampila pe partidul pe care și-l doresc să-i reprezinte. I-ați văzut și pe cei de la PSD, i-ați văzut și pe cei de la PNL. Dați-le o șansă și celor din partidele mici, fie că e un EPR, fie că va fi un alt partid, că e posibil să apară multe partide mici în momentul de față cu trei oameni, dați-le o șansă să arate și altceva. Gândiți-vă că partidele mici au posibilitatea să facă lucruri bune și lucruri care să nu le fie impuse pe o disciplină de la București. Într-un partid mare trebuie să asculți de ordine până ajunge cineva să-ți dea ok-ul să faci o treabă, deja s-ar putea să nu mai fie nevoie de treaba respectivă. Într-un partid mic, decizia e mult mai rapidă. De aceea noi credem că în 2016 suntem acea alternativă și acea soluție pentru Suceava. Domnul și domnilor,
doamna Bartec, vă mulțumesc. Vă așteptăm alături de noi în NPR. Pentru prezență, domnule Mihaiescu, bine ați revenit în politică. Mulțumesc tare. Multe ori când vă pun la dispoziție la adeziune. Lăsați să fie acolo, să nu trebuiască.